Hristos este viu și ne este binevoitor. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Bine, ne-am regăsit la un nou timp în care vom medita la Împărăția Lui Dumnezeu. Citind mai multe pasaje despre Împărăție din Sfânta Scriptură, mi-am pus următoarea întrebare. Ce legătură are Împărăția Lui Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos? Când ajunge la Roma, Pavel îi cheamă pe bătrânii evreilor și, conform obiceiului său, le-a vestit Împărăția Lui Dumnezeu. Numai că Luca, cel care descrie evenimentele acestea, spune că Pavel nu s-a oprit aici. El le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze pe cei prezenți prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Domnul Iisus Hristos. Continuând să prezinte lucrarea făcută în Roma, Luca spunea că Pavel propovăduia Împărăția Lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala, fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Citind învățătura, modul de lucru al lui Pavel, vom observa cu ușurință că în prezentarea împărăției, indiferent de ocazie, de loc sau de audiență, Pavel îl vestea celor prezenți pe Domnul Iisus Hristos. Care este explicația? Să existe o legătură așa de strânsă? Absolut! Să ne amintim că vorbindu-le despre viitor, Domnul spunea ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. La fel sunt prezentate lucrurile și în Evanghelia după Matei, când vorbim despre viitor. Spunea că Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei care săvârșesc nelegiuirea. Din cuvintele Mântuitorului iese că împărăția cerurilor este împărăția lui și că nimeni nu poate vorbi despre ea dacă nu vorbește despre el. Acum, știu că unii aveți în minte o întrebare pertinentă. În final, împărăția este a Tatălui sau este a Fiului? Citind Scripturile, pe de o parte, realizăm cu ușurință că împărăția este a Tatălui. Domnul Iisus ne spunea să ne rugăm Tatălui să vie împărăția Lui și la finalul rugăciunii Tatăl nostru să recunoaștem că a Lui, a Tatălui, este împărăția și puterea. Ce înseamnă aceasta? Că Tatăl a făcut-o, că Tatăl o conduce, că dacă o vrem trebuie să o primim de la El și dacă vrem să rămânem în ea, trebuie să fim plăcuți Tatălui. De aceea suntem asigurați de Domnul Iisus Hristos, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl, Tatăl Ceresc, vă dă cu plăcere împărăția. De altă parte, toți știm că Domnul Iisus Hristos este împărat. El a fost vestit ca împărat, El a venit ca împărat, s-a născut împărat, a trăit. Chiar dacă ne înțeles de alții, a trăit ca împărat, a murit ca împărat, a înviat și este împăratul împăraților, Domnul domnilor. Recunoașterea faptului că are o împărăție este atât de evidentă când Mântuitorul vorbește cu Pilat. Știți cuvintele lui, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Poziția cât și autoritatea Domnului Iisus Hristos sunt înțelese, recunoscute și mărturisite inclusiv de tâlharul de pe cruce. Având în vedere că împărăția este a lui Hristos, trebuie să o cerem de la El, o primim în condițiile Lui și dacă vrem să rămânem în ea, ne comportăm pe placul Domnului Iisus Hristos. Poate ne întrebăm cum se împacă cele două. Foarte simplu. În primul rând să nu uităm că Tatăl și Fiul una sunt.
În consecință, împărăția Tatălui este împărăția Fiului, condițiile Tatălui sunt condițiile Fiului și comportamentul pe placul Fiului este unul și același cu comportamentul pe placul Tatălui. În altă ordine de idei, Apostolul Pavel spune că va veni o vreme în care Fiul va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Ce se va întâmpla înainte de momentul acesta, explică tot Apostolul Pavel, căci trebuie ca el să împărățească până la o vreme, până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a supus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, bineînțeles, lui Hristos, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Este pasajul din 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 25 la 28. Dragilor, împărăția există. Dumnezeu a decis etapele ei și Dumnezeu a decis rolul și implicarea fiecăruia în ea. Faptul că nu cunoaștem fiecare aspect în detaliu sau că nu înțelegem totul despre împărăția lui Dumnezeu nu schimbă nimic din realitatea și din frumusețea ei. De fapt, cum am putea înțelege pe deplin împărăția unui împărat pe care nu îl putem cuprinde în totalitate cu mintea noastră limitată? Propunerea mea este să nu ne frământăm mintea cu ce nu putem cunoaște, ci să ne bucurăm de ceea ce ni s-a descoperit. Împărăția există, Tatăl și Fiul ne iubesc, avem loc în împărăție, și chiar dacă nu cunoaștem totul, ne putem bucura de foarte multe aspecte care ne sunt oferite. Să fim plini de bucurie că împărăția ne este pregătită de însuși Domnul Iisus Hristos. El a spus, vă pregătesc împărăția după cum Tatăl mi-a pregătit-o mie. Da, împărăția nu poate fi detașată nici de Tatăl, nici de Fiul. Dar împărăția ne-a fost adusă prin bunătatea Tatălui, prin iubirea Fiului. Mulțumim frumos că ai fost cu noi la meditația aceasta despre împărăție. Dacă faci parte din ea, bucură-te! Trăiește bucuria care ți oferă împăratul, dar nu uita să mărturisești împărăția și mai ales pe împăratul și altora. Dacă nu ai intrat în împărăție, repet, nu contează care sunt motivele, scuzele. Intră cât mai degrabă, să nu te trezești într-o zi că ai vrea să intri, dar ușa este închisă și locurile sunt ocupate. Este o zi de har când, dacă trebuie, poți intra în împărăție și dacă ești în împărăție, o poți mărturisi cu bucurie și altora.